magie și culori într-un spectacol plin de lumini, dans și efecte sonore. A fost jucat pe scena Teatrului de Reviste Ginta Latine din Chișinău. Piesa a adunat 10 de copii în sală și a strâns un val de aplauze, zâmbete și voie bună. Excelsior Lior prezintă o insulă a bunătății și a energiei pozitive. O lume de basm în care Lior, un băiețel cu virtuoase calități de profet, provoacă frumos gândirea celor din jur. Lior este un prinț al unei insule, unei insule minunate, care se întâmplă foarte multe lucruri bune în rând. O insulă unde locuitorii folosesc în mare parte vegetalele, doar ca să se alimenteze, și folosesc toate darurile naturii în care este bogată această insulă. Le folosesc în a face bine, în folosul omenirii. Piesa este scrisă de dramaturgul și regizorul Tudor Țărnă, a cărui inspirație a venit chiar din partea nepotului său, Sebastian Lior, un copil destul de matur la vârsta lui, fapt ce l-a motivat pe bunicul său să scrie această poveste. Inspirația de a scrie un asemenea, ori de a face un asemenea spectacol, de a scrie asemenea piesă, a venit de la nepoțelul meu, Lioraș Țărnă. Lior ar însemna lumina ochilor, calitățile lui de a discuta ca un om deja matur, la 2 ani de zile, m-au și prins în cursa gândurilor lui că ar fi bine să aibă copilașii ăștia mai mici un spectacol, de el s-a primit un spectacol bun de toți, pentru părinți, pentru bunici. Cât de bine nu ai fi pregătit, ele sunt toate greu de montat. În sensul, fiindcă trebuie să pui în mișcare nu numai textul scris, dar ca acest text să treacă printr-un aparat care se numește actor. Rolul central este Lior, ceea ce înseamnă împărat, fiul soarelui, și este jucat de către actorul Denis Chirtoacă. Din distribuție mai fac parte Caterina Bozianu, Stelaria, Victoria Țurcanu, Stapelia, Dorina Tătaru, Heliconia, Vitalie Jacotă, Anemon și alți actori consacrați ca Igor Caraz și Dorin Gribincea. Evident că fiecare actor își creează și personajul, în dependență de cât e de complicat, dacă e rolul principal, de obicei este și mai mult de muncă. Ca în orice poveste, răul care vine peste bunătate, și atât există două împărății. Eu fac parte dintr-o împărăție unde această prințesă este bolnavă. Și atât toată lumea din jurul ei încearcă cumva să găsească leac. Și atât acest leac se găsește pe alt tărâm. Tema este dedicată copiilor, determinându-i să perceapă lucrurile bune față de cele rele. O echipă de oameni profesioniști au fost implicați în pregătirea și montarea acestui spectacol. Muzica, coreografia și regia au făcut un tot întreg, un adevărat show în scenă. La capitolul muzical, bineînțeles că am încercat să fie interesant și pentru însăși interpreții, să corespundă scenelor care erau preconizate, fiindcă am văzut schițele de corp, etc., etc. Ne-am întâlnit de multe ori cu această temă, s-a rezolvat cu succes, fiindcă spectatorul și-a spus cuvântul, ne-a dat nota și personal, când privesc fragmente sau spectacol întreg, îmi dau seama că lucrul ăsta este reușit. Emoții au avut și actorii, cei care au muncit zile întregi pentru ca totul să iasă așa cum și-au dorit. Mândri de rezultat, actorii au fost plăcut surprinși de aplauzele îndelungate.